Trei luni și trei săptămâni s-au scurs din momentul în care Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. După semnarea documentului de primele persoane în stat, a urmat o muncă enormă, spatele căreia au stat sute de funcționari care au completat chestionarul expediat de Comisia Europeană. Vă invit să urmărim împreună cum a început acest proces. Dacă unele decizii au nevoie de timp, altele trebuie luate prompt și hotărât. Era 3 martie când, pe fundalul tensiunilor fără precedent din regiune, președinta Maia Sandu a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Pe document și-au mai pus semnătura președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Natalia Gavrilița. Cererea a fost adresată liderului francez Emmanuel Macron, care deține președinția Uniunii Europene, apoi a fost depusă la Parlamentul European. O lună mai târziu, pe 11 aprilie, Republica Moldova a primit prima parte a chestionarului Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare. Acest lucru s-a produs în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Luxemburg. Therefore, first we need to discover where Moldova is. So, as a first step of delivering an opinion, I hand you over a questionnaire in which we start to ask the fundamental political and economic questions about your application. On the basis of the responses that we receive, we will start to draft the opinion. 11 zile mai târziu, Natalia Gavrilița a transmis ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău prima parte completată a chestionarului, format din aproape 370 de întrebări. Domnilor, se anunță ceremonia de transmitere a chestionarului pentru aderare la Uniunea Europeană completat din partea prim-ministrei Natalia Gavrilița în adresa excelenței sale, domnului Ianis Mazeix, șeful delegației Uniunii Europene. A doua parte din răspunsuri a fost transmisă pe 12 mai, deja la evenimentul de inaugurare a noului sediu al delegației UE la Chișinău. Îmi face o deosebită plăcere să vă înmânez o parte din cele 7 volume cu răspunsurile la În baza acestor răspunsuri, Comisia Europeană a dat undă verde țării noastre în procesul de integrare. We therefore also recommend that Council grants Moldova the European perspective and candidate status on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms. In the recent past, Moldova has taken a decisive step towards reforms. With a clear mandate from its citizens, it is on a real pro-reform, anti-corruption and European path for the first time since independence. După acceptul primit aseară din partea Consiliului European, urmează etapa negocierilor, a șasea. Parcursul european al țării noastre a cunoscut o etapă foarte importantă în anul 2014, atunci când a fost semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În Ucraina, însă, conducerea de atunci a suspendat procesul de semnare, fapt ce a dus la proteste masive, cunoscute ca Maidan, ce s-au soldat cu sute de morți.